Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Klaus Iohannis a respins astăzi propunerea ministrului apărării pentru conducerea statului major general al armatei. Președintele a decis să semneze prelungirea mandatului actualului șef al armatei Nicolae Ciucă, mandat care expira în 31 decembrie. Marian Vanghelie anunță că va lansa un nou partid de stânga. Formațiunea se va numi Partidul Social Democrat Independent și se dorește a fi una naționalistă. În același timp, fostul primar al sectorului 5 speră că partidul lui va fi locul în care se vor regăsi muncitorii. Ziua și prăbușirea pentru Bursa de Valori București și astăzi, după prima oră de tranzacționare, toți indicii au intrat în zona roșie, scăzând cu aproape 1% față de ziua de ieri. Căderea bursei a început săptămâna trecută, imediat după anunțurile guvernului privind pachetul de măsuri fiscale. Procurorii DNA au hotărât să claseze dosarul EADS pentru că fapta nu există în legea penală. Fostul ministru de interne Vasile Blaga, Dinu Pescariu, fostul șef SIE Cătălin Harnagea și omul de afaceri Dinu Florică scapă astfel de toate acuzațiile. Marina australiană a confiscat de la două embarcațiuni de pescuit din Marea Arabie aproape o tonă de heroină. Valoarea capturii se ridică la 300 de milioane de dolari. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.